Uh, pe asta nu. În uh, șase runde la comiterea faptei, Dumnezeule, dar tu poți să afli după un an de zile, da? După doi ani de zile, da? Cum adică nu se poate ancheta. Practic se introduce o prescripție fără să se numească prescripție. În loc să se scoată prescripția, Irlanda nu cunoaște cuvântul prescripție, sistemul juridic irlandez, de exemplu. Sau în alte părți, o dată trimis în judecată, nu mai există prescripție. Sau pentru infracțiuni. Grave, cum sunt astea de spălare de bani, de fraudă, de corupție, de crimă organizată, nu există prescripție în mai multe țări europene sau în Statele Unite. Deci de la săvârșirea faptei nu se poate. Deci tu afli la noi denunțurile în aceste dosare, sunt după una, sunt după doi, nu? Ce contează după cât sunt? Cât timp nu ești în termenul de prescripție? temerea politicienilor, chiar a lui deci Traian chiar Băsescu, au, 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 au șase luni de este zile de la că denunțul apare în cazurile acestea în urma presiunilor anchetatorilor. Asta spune chiar și Traian Băsescu. Uh, de aici nevoia restringerii termenului în care se poate face denunțul vă despre dați faptul. seama că Vă dați seama că cât scapă cu șase luni, dacă nu poți să faci decât în termen de șase luni? Vă dați seama cât scapă? Aproape toți scapă de anchete și de condamnări. Denunțurile fiind importante, înțeleg, în economia anchetelor. Păi sunt importante, sigur că da, dacă, pentru că la noi este o corupție, să zicem, sau fraudă transpartinică, da? Și atunci dacă prins pe unei care ți de mafie, prins pe unul, îți pune mai departe, tu vrei să te duci până sus și la un trafic de drog, l-ai prins pe unul care vinde la colțul străzii, vrei să te duci la cel, cel mai mare, nu cel la care se duce profitul. La fel și aici, vrei să te duci cât mai sus la corupția politică, să zicem Și atunci asigur că se fac astfel de sens și înțelegeri Cum se fac în văzut în Statele Unite și în alte țări de foarte mulți ani de zile Tu îi spui, da, cu probe Eu nu o să spun că dumneavoastră ați comis o faptă și punct O să dau probe care să arate acest lucru A, le e frică de probe? De ce le e frică de probe? Că dacă sunt nevinovați, n-ar exista probe Că denunțul nu înseamnă doar că spun că uh, X a comis infracțiune punct. Înseamnă că arăt și alte lucruri, când cum știu cine a fost de față, poate chiar eu i-am dat, nu? din cei care sunt uh, uh, reținuți și spun în disputa pe marginea codului